Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Unul dintre evenimentele săptămânii și în Gorj, așa este și titlul nostru, deși noi vom avea foarte multe subiecte, sperăm noi, de actualitate din învățământ. Invitatul nostru din această seară este domnul Mihai Strate, directorul Liceului Tehnologic Țicleni, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am regăsit și vă mulțumesc încă o dată pentru invitația adresată. Bună seara și telespectatorul nostru. Spuneam că, chiar dacă să zicem așa, evenimentul la zi și unul din foarte important, ținând cont că tot vorbim de că dăm o nouă importanță învățământului profesional și în Gorj și în țară, în afara acestui subiect, spuneam, se întâmplă lucruri multe și interesante la Țicleni. Tocmai v-ați întors dintr-un proiect. Da. Mai aveți și altele, ați lucrat, ați depus altele, din câte știu eu. Da, săptămâna trecută a fost o săptămână de foc pentru noi, având în vedere termenul limită, deadline-ul de depunere a proiectelor Erasmus Plus pentru anul școlar următor. Dacă până acum, începând din 2012, am derulat câte un proiect, două proiecte în fiecare an cu finanțare europeană, anul acesta ne-am hotărât să trecem la un alt nivel și am depus numai puțin de 7 proiecte, 7 aplicații. Sperăm noi să fie selectate cât mai mult din ele, să putem trimite cât mai mulți elevi în schimburi de experiență și în stagii de pregătire practică. Bine, făcând o glumă, la 7 proiecte s-ar putea să rămâneți fără elevi la școală, adică toți să fie plecați pe diverse proiecte. Nu sunt în același timp, asta era. Nu, și se derulează o perioadă de 2 ani. Vă spun sincer că am constatat din proprie experiență, este o modalitate extraordinară și are un succes fantastic de motivare a elevilor, având în vedere condițiile și criteriile de selecție pe care le aplicăm în fiecare proiect. Faptul că elevii care participă la aceste proiecte trebuie să aibă media 10 la purtare, să nu aibă absențe, să aibă media generală ridicată, îi motivează și am observat acest lucru la ultima selecție pe care am făcut-o și, așa cum vă spuneam, sper ca acest lucru să îi determine în anul școlar următor să participe cât mai mulți. Cu această ocazie îi îndemn să îndeplinească acele criterii de performanță și de comportament, astfel încât să putem să ne ridicăm la standarde europene, așa cum am făcut-o și până acum în toate proiectele în care am participat ca parteneri sau ca și coordonatori, să ne ridicăm, așa cum vă spuneam, la un nivel ridicat. Nu, trebuie să spus un lucru, faptul că, iată, din 2012 și deja ați crescut, arată forța echipei care manageriază proiectele. În același timp, e o oportunitate foarte mare pentru elevii din Țicleni să se formeze la nivelul învățământului european, să se confrunte cu ce este pe piața muncii vestice și, ca urmare, că știm cu toții, noi pregătim muncă calificată pentru, din nefericire, pregătim muncă calificată pentru țările din vest mai ales, și atunci, automat, cel care merge acum și face practică știe că colegul lui, să zice, care face practică, o să concureze pentru un post de nu știu de ce în viitor. Da, chiar la ultima vizită pe care am avut-o acum 2 săptămâni în Portugalia, la o școală profesională, am remarcat ceea ce știam dinainte, mai fusesem în astfel de schimburi de experiență, accentul pe care îl pun sistemele educaționale din Uniunea Europeană pe partea practică, vorbind aici de învățământul profesional și tehnic. Elevii noștri au intrat în contact cu sistemul de învățământ de acolo, au văzut ceea ce ne dorim și noi să implementăm cât mai curând posibil, având în vedere că încercăm să facem o dotare corespunzătoare, o retehnologizare a atelierilor noastre. Elevii făceau doar practică, pur și simplu cei de la profesională în fiecare zi aveau ore de practică, făceau diverse lucrări practice și în cei 3 ani de zile de învățământ profesional, sistemul fiind asemănător cu cel din România,
reușeau să ajungă la un nivel de practică, deci de cunoștințe practice, suficient de ridicat, astfel încât să le permită integrarea cu ușurință pe piața muncii, indiferent de domeniul de activitate în care se pregăteau. De altfel, așa cum vă spuneam, intenția noastră este clară spre învățământul profesional și tehnic, vorbesc aici la nivelul orașului Țicleni. Avem aprobat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 un proiect ambițios de modernizare și de amenajare a campusului Liceului Tehnologic Țicleni. Vom putea asigura locuri de cazare prin modernizarea internatului, vom putea asigura laboratoare practice de ultimă generație prin dotarea atelierelor, care la ora actuală nu sunt tocmai la standardele la care ar trebui să fie. Și sperăm cu această ocazie să ne dezvoltăm foarte mult, în special pe partea de nișe pe care Liceul Tehnologic Țicleni a fost consacrat încă de la înființare și până în prezent, în industria extractivă de petrol și gaze naturale, unde suntem singura școală din județul Gorj și printre puținele din țară, din câte știu eu, mai sunt la Pitești și la Moinești, două licee cu profil petrolier. Sperăm, așa cum vă spuneam, să reușim să le asigurăm nu doar școlarizarea din punct de vedere teoretic în cei 3 ani de învățământ, dar și efectiv deprinderea meseriilor din domeniul petrolului și gazelor naturale, fiindcă este o meserie foarte căutată la nivel mondial, nu doar în Uniunea Europeană, o meserie foarte bine remunerată și automat este atractivă și pentru elevii școlii profesionale din Țicleni. Citeam recent un raport făcut de Banca Mondială care remarca un lucru, că după ce ne-am dus, economii vorbind, și asta am văzut fiecare, am văzut pe propria noastră piele, foarte jos din punct de vedere economic, în ultimii ani se vede o revigorare inclusiv a industriei energetice și inclusiv pe partea cealaltă, gaze, petrol, acolo unde România era consacrată cel puțin înainte de 1989. Din această perspectivă s-a constatat însă altceva. Că numai, deci când vor pleca actualii salariații complexului energetic Oltenia, nu ai să pui specialiști pe asta, deci n-ai de unde să-i aduci. Probabil e aceeași problemă și legată și de industria petrolului. Și atunci e nevoie de personal calificat, ăla care rămâne în țară. Că încă o dată repetăm, din nefericire, n-am găsit încă soluția să nu să stopăm cumva plecările. Vrând nevrând, pregătim forță de muncă calificată pentru alții. Și dumneavoastră răspundeți acestui, să zicem așa, acestui segment economic foarte important odinioară, și copiii care vin și urmează, au o variantă, o oportunitate fantastică din această perspectivă. Calificați pe un domeniu care se va revigora în viitor, dacă n-a făcut-o deja, pentru că se vede clar, începe, cel puțin la nivelul național, producția a început din nou să crească, așa cum s-a văzut și pe producția de energie, bine, și conjunctural, dar s-a văzut că totuși, așa cum a fost construită România economic, înainte de 1989, rapoartele nu se schimbă, chiar dacă mai avem alte tipuri de energie, alte, până la urmă tot baza tot acelea sunt. Da, noi am sesizat acest lucru, având în vedere colaborarea cu agentul economic pe care o avem încă de când s-a trecut la parteneriatul acesta între instituția de învățământ și partenerul de practică, inițial Petrom OMV, mai apoi a fost o companie cu capital britanic, Petrofac, acum este o companie cu capital românesc și o companie ambițioasă în domeniul petrolier, expert Petroleum. Și am sesizat, exact cum spunea și dumneavoastră, faptul că dacă la un moment dat nivelul șomajului era destul de ridicat în rândul acestei categorii de meserii, făcându-se serii repetate de disponibilizări în rândul petroliștilor, iată că acum, din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Petrol, nu doar că nu mai disponibilizează, ci au nevoie de forță de muncă tânără,
așa cum spunea și dumneavoastră, menită să înlocuiască salariații care sunt deci, într-un grad foarte ridicat de îmbătrânire. Sunt foarte mulți aproape sau spre pensionare și automat dânșii au nevoie de forță calificată. Noi fiind singurii din zonă, așa cum vă spuneam, s-a desfințat și cel de la Craiova, deci nu mai există școli profesionale și licee tehnologice pe domeniul industriei petrolului și gazelor naturale. Sperăm ca prin dezvoltarea noastră din punct de vedere logistic și prin sprijinul și parteneriatul pe care îl avem cu compania de petrol din Țicleni să reușim să le asigurăm celor de la Expert Petroleum și nu doar lor, ci întregii țări sau în străinătate, personal calificat și bine specializat. Suntem, cum spuneam, în această săptămână în Gorj, s-a făcut în toată țara, s-a profitat și de faptul că foarte multe școli sunt în program școală altfel da. În această săptămână. În același timp, mai multe județe au făcut ceva în plus, s-a început timid în anii trecuți, dar acum pare extinsă, această săptămână a meserilor ca și manifestare menită să vină elevii să vină în contact cu aceste oportunități legate de învățământul profesional, pentru că în continuare avem un nivel foarte scăzut al acestuia în raport cu învățământul standard, învățământul liceal, să spunem așa. Da, din păcate, problema care am ridicat-o și am sesizat-o cu toții la diverse întâlniri pe tema învățământului profesional și tehnic o reprezintă faptul că absolut orice elev are acces la nivelul liceal fără să se țină cont de o medie. Adică pur și simplu elevul dacă optează pentru un profil, fie el și teoretic sau tehnic de la nivelul liceal, poate să urmeze cursurile liceale fără, atât timp cât există locuri și locuri există mai multe decât candidați, fără să se țină cont de nivelul de pregătire cu care vine din școala gimnazială. Vă dau exemplu, sunt elevi care intră la liceu, în special la liceele unde nu există concurență foarte mare, cu medii de admitere în jur de 2. 2 da. Și ceva. Și atunci e normal că nu va avea niciun sens parcurgerea celor 4 ani de liceu, fiindcă cu siguranță nu va reuși să promoveze examenul de bacalaureat. Foarte puțin părinți înțeleg oportunitatea învățământului profesional și, din contră, chiar dacă elevii și-ar dori să meargă pe învățământul profesional, având în vedere și bursele pe care le primesc și o serie întreagă de facilități cu transport și așa mai departe, îi îndeamnă și îndeamnă copiii către liceu, nedându-și seama că, de fapt, după cei 4 ani de zile, nu are nicio calificare, nu știe nicio meserie și nu va putea să meargă nici către învățământul superior, nepromovând examenul de bacalaureat. Din acest punct de vedere, strategia noastră și viziunea pe care o avem în Țicleni este aceea de a oferi oportunitate și posibilități tuturor elevilor în funcție de capacitățile pe care le au și de abilitățile de care dispun. În sensul că în fiecare an școlarizăm atât în învățământ liceal profiluri teoretice sau profiluri tehnice, cum ar fi electronică și automatizări, matematică, informatică și mai nou de vreo 3 ani de zile avem un profil care merge foarte bine de filologie, dar în același timp le asigurăm și celor mai puțin pregătiți din punct de vedere al bagajului de cunoștințe șansa de a merge pe învățământul profesional, după care, bineînțeles, prin ruta progresivă, urmând să-și finalizeze și învățământul la seral, avem și clase de seral, dar au posibilitatea să se înscrie chiar în ciclu superior al liceului. Și s-a observat, cel puțin de când am înființat școala profesională, am fost printre primii din Gorj care am reînființat această clasă de profesională de 4 ani de zile. Există elevi, adică doritori, atât către școala profesională, cât și către învățământul teoretic. Gorj are o situație, în comparație cu alte județe, o situație proastă, referitor atât la învățământul, ponderea învățământului tehnologic la nivelul celui liceal, în același timp, la ponderea învățământului profesional din total.
nu respectăm acele rapoarte, în continuare avem 55, aproximativ 50% este învățământ teoretic, liceal teoretic și deși ar trebui să fie 60-40 invers. Pentru tehnologic. Da, pentru tehnologic. Aceste lucruri probabil se vor corecta în viitor, dar deocamdată iar nivelul învățământului profesional este undeva, anul trecut au fost ocupate undeva la 10% din totalul liceenilor au mers spre învățământul profesional, foarte puțin în situația din landurile germane, situația din Bavaria. E tocmai invers. Da. Deci aici e o problemă. E o problemă că trebuie să exact ce spuneați, părinții să devină conștienți de faptul că trebuie să copiii trebuie să ajungă la să știe o meserie și să o poată practica după aceea. Și nu oprește nimeni oportunitatea ca elevii respectiv, după ce termină învățământul profesional, să urmeze și anii de liceu. Se făcea acest lucru și în România în anii 70. Foarte mulți dintre oamenii care se află acum în poziții importante de la Parlament și toate celelalte au plecat de jos. Da, au plecat, unii au făcut liceul după ce au făcut. Nu că nu puteau să facă liceul de la început, dar lucrau și asigurau și strictul necesar și după aceea au făcut liceul chiar la zi. Unii terminau după profesional, au făcut liceul, facultate și deci există și această variantă, nu s-a creat această imagine că ăia care merg la tehnologic, învățământ liceal tehnologic, sunt foarte slab față ceilalți, iar care merg la profesional, numai că nu le spui că au și un handicap, da, ghilimele de rigoare, ceea ce nu e în regulă și în același timp trebuie să fie meseriași. Sunt meseriași buni formați în învățământul profesional românesc înainte, pe vechea formulă. Exact asta am observat în mobilitatea din Portugalia. O cifră chiar mi-a sărit în ochi și m-a frapat faptul că doar 20% din absolvenții de liceu urmează cursurile superioare, merg la universități pentru a-și aprofunda o anumită calificare. Pe când 80% dintre ei preferă imediat după finalizarea școlilor profesionale sau a liceelor să se angajeze direct, având în vedere că nivelul salarial pentru o persoană cu studii medii este foarte apropiat față de un angajat cu studii superioare. Și atunci copiii, absolvenții din sistemul de învățământ portughez nu mai sunt motivați să meargă spre universități pentru a ocupa un loc de muncă super calificat, fiindcă nu este din punct de vedere financiar un avantaj major. Din păcate, la noi, așa cum spunea și noastră, cred că 80% din absolvenții de licee, fie că sunt teoretice sau tehnologice, urmează o facultate așa cum o urmează, dar din păcate, normal că nu își găsesc loc pe piața forței de muncă, fiindcă, așa cum se observă prin această creștere economică, România are nevoie de locuri de muncă și mai puțin calificate, care nu necesită studii superioare. Sunt la toate AJUFM-urile din țară zeci, sute de locuri vacante de muncă în meserii mai puțin, care necesită mai puțin carte, ca să zic așa, și nu se găsesc meseriași, nu sunt oameni calificați sau nu doresc să le ocupe. Tocmai asta, apropo de săptămâna meserilor, cred că asta ar trebui să-și propună, cel puțin în anii viitori, mai sunt și acum câteva zile din această manifestare, să convingă, să lămurească elevi, părinți, că nu este cu nimic, nu știu cum să spun eu, defavorabil lor și în același timp nu este înjositor să înveți o meserie. Deci, cred că avem această mentalitate păguboasă de a merge în continuare, că și părinții sunt cei care spun, dar ce copilul meu să nu facă un liceu, de preferință ăsta teoretic, în condițiile, repet, în care copilul respectiv poate nu e dotat pentru asta și oricum nu poate face față cerințelor unui liceu teoretic care face apel la foarte multă informație. Să știți că am avut o surpriză plăcută atât anul trecut, absolvenții școlii profesionale de anul trecut, dar și cei care urmează să termine în vară, în proporție de 100%, toți s-au înscris și și-au exprimat dorința de a urma cursurile liceale pe ruta învățământului SERAL.
din dorința de a se putea angaja, de a putea lucra imediat după clasa 11-a și, bineînțeles, de a și finaliza studiile. Este o oportunitate pe care sistemul de învățământ românesc o oferă, faptul că elevul, imediat după ce a finalizat cursurile școlii profesionale, poate să se angajeze, să intre pe piața forței de muncă, dar în același timp poate să-și continue și studiile. Și mai mult decât atât, am identificat iarăși o oportunitate, ca să zic așa, din punct de vedere al învățământului în sistemul românesc. Și unde eram deficitar oarecum înainte, sistemul de învățământ terțiar, adică între liceu și facultate. Sunt acele școli, ați văzut, care sunt foarte căutate de asistente, de... Post-licealele, așa cum erau înainte colegiile, să le spunem așa, unde am observat de la an la an o afluență din ce în ce mai mare. Pot să vă spun că dacă acum câțiva ani, când am introdus în planul nostru de învățământ aceste școli, profiluri la școala post-liceală, de-abia reușeam să facem clasele. Acum nu avem rubrici în catalog câți doritori am avea în fiecare an. Și este iarăși o oportunitate faptul că ele sunt suportate de la bugetul de stat, e un învățământ gratuit. Fiecare, după finalizarea studiilor, poate dându-și seama că nu a făcut tocmai profilul de care are nevoie, se poate foarte ușor reorienta și recalifica prin cursuri ce durează între 3 și 4 semestre. Cursuri care se desfășoară după masa, din nou dându-le posibilitatea să vină la școală din câmpul muncii. De curând, mai exact săptămâna trecută, Guvernul României a aprobat planul de școlarizare pentru anul școlar următor. Este aproximativ la fel ca cel din anul ăsta, dar surpriza a venit după aceea, după ce guvernul a aprobat, că dinspre minister s-a aflat că numărul școlarilor este mai mic. Noi știm acest lucru. Clasele sunt sub efectiv. Da, vin din ce de la o generație la alta avem mai puțini elevi. În aceste condiții, cu număr de locuri rămase la fel, va fi foarte greu să schimbăm acel raport de care vorbeam la Gorj. Pe de altă parte, însă, mai este și o altă problemă. Dacă avem elevi mai puțini și momentul când locurile rămân la fel și ăsta, unele dintre instituțiile școlare din județul Gorj s-ar putea să aibă probleme. E o perspectivă destul de apropiată aceasta pe care o prezentați, având în vedere încadrarea în costul standard pe elev și faptul că Gorjul cred că este unul din județele cu cele mai multe licee din țară. Am rămas uimit în 2016, atunci când susțineam examenul pentru concursul de directori, să observ că la nivel național erau scoase doar 600 de posturi de directori de învățământ de liceu. Și doar în Gorj sunt 32 de astfel de instituții. Ori dacă ar mulți cu 41 de județe, ar fi trebuit să fie numărul de director dublu. Ceea cel ce puțin înseamnă, și cel sunt județe mai mari decât Gorj. Și cu director ajuns, da. Ceea ce înseamnă că nu cred că avem nevoie la cifra de școlarizare pe care o avem la întregul județului Gorj. Nu cred, sincer, că este nevoie de chiar atât de multe instituții de învățământ liceal. Cu siguranță piața concurențială, așa cum este în orice domeniu și la noi în rândul instituțiilor liceale, își va spune cuvântul și va regla pe undeva aceste cifre de școlarizare. Noi, bucurându-ne încă de un succes în rândul absolvenților de gimnaziu, avem suficienți elevi care ne calcă pragul în fiecare an, ne menținem undeva la o cifră de școlarizare de 400 de elevi de vreo 6-7 ani de zile încoace, spre deosebire de alte instituții care au avut un regres în privința numărului de elevi. Și cred că asta vine pe undeva și ca un răspuns la acțiunile pe care le-am întreprins necontenit în ultimii ani, de modernizare, de atragere, de noi investiții, de, așa cum vă spuneam, includerea liceului nostru la o dimensiune europeană în tot felul de parteneriate pe care le avem cu instituții din afară. Elevii sunt atrași de aceste oportunități. Mai avem și alte facilități pe care noastră le știți
de câțiva ani de zile oferim transportul gratuit elevilor, un lucru care am avut o sincopă în acest an școlar, pentru două luni de zile nu am mai beneficiat de acest transport gratuit, dar ca o veste bună pentru elevii noștri și pentru cei care... Să știți că era chiar o întrebare în acest sens, așa că au venit mai multe SMS-uri, unul dintre ele se referă chiar când se introduce microbuzul, de fapt întreabă așa, din toamnă cei care vin la dumneavoastră la liceu vor avea microbuz? Atât cei din toamnă, dar și cei de acum din primăvară, care sunt deja elevii noștri, se vor putea bucura din nou de acest beneficiu de transport gratuit de acasă la școală și înapoi la domiciliu. Imediat după vacanța de Paști, deci imediat după Paști... Deci o știre în exclusivitate, practic. Vor beneficia din cele patru direcții pe care noi le asigurăm, din Comuna Bâlteni, din Comuna Dănești, cele două sate, Merfulești și Floreșteni, și din orașul Târgu Cărbunești, vor putea în continuare să vină, să urmeze cursurile liceului din Țicleni în totalitate gratuit. Avem din nou sponsorizare sau... Tot pe baza sponsorizării. Tot pe colaborării cu partenerul... Partenerul nostru strategic, ca să zic așa, și este practic cel mai mare agent economic la nivelul localității noastre. Era și păcat pe undeva să nu profităm de faptul că activează în Țicleni. Și, așa cum spuneam, activează din ce în ce mai bine. Am înțeles că inclusiv producția s-a stabilizat și e în creștere, producția de petrol, și automat dânsii ne susțin, dându-și seama pe undeva că investind în noi și sprijinindu-ne prin aceste acțiuni, vor beneficia de produsul finit al nostru, de elevi bine calificați, pe care să-i poată folosi în activitatea dânșilor. Bună seara, suntem onorați că vă avem directori, dar în același timp trebuie să puneți piciorul în prag. Sunt lucruri care nu sunt convenabile. Nu știu ce vrea să zică telespectatorul. Depinde de care prag, amintește telespectatorul nostru, dacă de cel de sus sau de cel de jos. Noi am încercat să adoptăm o manieră de instrucție mai puțin coercitivă și mai mult stimulativă. Dacă libertățile pe care le au elevii noștri sunt prost înțelese de unii dintre ei, pot să vă spun din rândul lor, fiindcă am contact permanent cu elevii noștri, ușa la mine mereu e deschisă pentru orice fel de problemă, unii se bucură de aceste libertăți și faptul că nu au atât de multe constrângeri ca în alte instituții de învățământ, pentru faptul că pot să se pregătească mai bine la anumite specialități. Mereu am fost de principiul acesta că nu, un elev sau în general o persoană nu poate să fie bună la toate cele 16 obiecte de învățământ, și atunci e bine să vadă ceea ce îi place, și noi încurajăm fiecare elev să meargă pe domeniul pe care și l-a ales și care, la care are abilitățile cele mai dezvoltate. Mereu am pus accent pe studierea asistată de calculator, un lucru pe care din anul școlar următor îl vom putea face și mai bine, având în vedere o investiție pe care o derulăm în acest an, o investiție majoră de realizare a unui laborator nou de electronică și automatizări, unde să-și poată desfășura activitatea cei de la liceul tehnologic la profilul operator tehnică de calcul, exact așa cum am văzut în schimburile de experiență la care am participat. Asta îmi doresc, ca ei să învețe cât mai mult practic, să poată mai apoi să-și găsească ușor un loc de muncă pe baza competențelor pe care le deprind, dar în același timp pe cei care sunt mai puțin dotați, sau ca să mă exprim eufemistic, reușim să-i atragem să nu abandoneze școala. Prin diverse metode, avem discuții, atât Consiliul Psihopedagogic, diriginții, încercăm să-i menținem la școală, fiindcă o atitudine din partea colectivului profesoral, așa cum vă spuneam, mai aspră și mai coercitivă, nu face altceva decât să-i determine să abandoneze școala. Noi nu ne dorim asta, și dacă să știți că observăm acest lucru, în special în clasele de la ciclul inferior, în clasele a noua, când vin marea majoritate a elevilor, sunt un pic mai indisciplinați, ca să zic așa, sau mai
inactivi, mai nemotivați în ceea ce privește învățătura, ușor, ușor, dându-și seama de importanța actului educațional, îi determinăm ca până în clasa a 12-a să înțeleagă că au nevoie de un bagaj de cunoștințe minim teoretic, dar mai ales de abilități practice, și reușim, spre surprinderea mea, având în vedere mediile cu care intră la admiterea, la repartizarea în liceu. Da, anticipați iar o întrebare, da. E un alt SMS. Vă întreabă care e ultima medie de intrare anul trecut și care sunt profilele pe care le aveți. Oricum, noi vroiam să discutăm despre acest subiect. Da, mediile, așa cum vă spuneam, având în vedere că există un număr mai mare de locuri de clasa a 9-a, liceal și profesional, decât cei care se înscriu, ultima medie este pur și simplu ultima medie a ultimului intrat și sunt medii destul de mici. Deci pot să vă spun că undeva la nivelul cel mai căutat, la profilul cel mai căutat, la specializarea filologie, profilul uman, unde de regulă se completează toate locurile, ultima medie cred că a fost undeva în jurul notei 5, pe când la celălalt, la cel de-al doilea profil pe care îl avem liceal, profil tehnic, electronică și automatizări, cred că a fost și mai mic media de intrare. Anul acesta venim cu două clase de liceu în întâmpinarea absolvenților școlilor gimnaziale. Mergem în continuare pe filologie, având în vedere acest profil e foarte căutat, am stat de vorbă, am făcut chestionare și strategii, ca să zic așa, de marketing în rândul școlilor gimnaziale. Elevii sunt ocolesc din ce în ce mai mult obiectul matematică, datorită faptului că nu reușesc să promoveze examenul de bacalaureat la această disciplină. Ori profilul filologie vine în întâmpinarea celor care nu sunt atât de bine puși la punct din punct de vedere teoretic la matematică și le dă posibilitatea să susțină examenul de bacalaureat la istoria românilor și geografia României, pe lângă limba și literatura română. Sperăm noi și chiar suntem curioși să vedem rezultatele de anul următor, când va finaliza ciclul liceal, prima promoție de filologie. Sperăm ca procentul de probabilitate să fie mult mai mare față de cel de la învățământul liceal tehnic, unde de obicei la nivel național, și noi nu facem excepție de la regulă, procentul de promovare a bacalaureatului este undeva în jur de 30%. Anul trecut am obținut chiar un procent mai mare, spre 40% la acest nivel tehnologic. Dar așa cum vă spuneam, sperăm ca prin înființarea acestor noi profiluri să creștem media, să creștem procentul de probabilitate a bacalaureatului. În acest sens, suntem foarte bucuroși de inițiativa Ministerului de derulare a acestui program ROSE, care se desfășoară în aproape toate liceele, 95% din liceele din țară, de pregătire a elevilor pentru examenul de bacalaureat. Sperăm să înceapă cât mai curând, trebuia în mod normal să înceapă cu acest an școlar, încă suntem în etapa de evaluare a proiectelor pe care le-am depus, s-au trimis clarificări și eu sper ca din anul școlar următor, cel mai târziu din toamnă, să înceapă acest program prin care se prevăd o serie întreagă de pregătiri, suplimentare cu elevii, tabere de lucru, se va lucra foarte mult la motivația și la stimulul elevului, la atitudinea pe care din păcate mulți dintre ei o au, de fiecare dată venind cu ideea că nu au nevoie de bacalaureat, că nu au ce face nici cu bacalaureat, nici fără bacalaureat. E o mentalitate greșită din punctul meu de vedere și pe parcurs își dau seama, avem foarte mulți absolvenți din seriile precedente care își dau seama că fără bacalaureat nu pot să realizeze mare lucru și vin la pregătirile pe care noi le facem gratuit la școală,
se înscriu la examenul de bacalaureat și spre surprinderea mea promovează într-un procent mai mare decât cei din promoția curentă. În fiecare an, uitându-mă pe rezultate, observ că din ce în ce mai mulți elevi care, dintr-un motiv sau altul, nu au promovat examenul sau toate cele trei probe, reușesc în sesiunile din vară și din toamnă să promoveze examenul de bacalaureat. Cineva spune așa, vă întreabă dacă aveți în vedere faptul că școala gimnazială își reduce efectivele școlare de la an la an și cumva se va repercuta și la liceu. Sau vă adresați și altor zone, cum a fost și până acum la liceul din Țicleni? Cu siguranță natalitatea e o problemă atât la nivel național, dar în special în zonele rurale sau în localitățile mai puțin dezvoltate numeric a populației. Acest lucru se resimte și în Țicleni. Populația Țiclenului însăși scăzând de la 6.800 în trecut până la 4.000 și ceva de locuitori în prezent. Deci e un procent masiv de tineri, în special populația tânără, așa cum discutam mai devreme, pleacă în speranța găsirii unui loc de muncă mai bine plătit în străinătate. Avem într-adevăr o problemă cu cifra de școlarizare de la școala gimnazială numărul 1 Țicleni. Perspectiva nu este chiar atât de apropiată. În următorii 10 ani de zile încă ne putem asigura materia primă, ca să zic așa, din localitate, dar mereu în fiecare an noi am avut și ponderea Liceului Tehnologic Țicleni a elevilor din Țicleni este undeva nu mai mare de 50%. Deci aproape mai mult de jumătate din elevii... Deci știa bine telespectatorul, da, că vă baza și bine. Din elevii noștri... Inclusiv din emisiunile noastre se putea afla. Provin din localitățile limitrofe, având în vedere, așa cum vă spuneam, și facilitățile pe care le oferim, dar și atractivitatea crescută a liceului nostru, care de la an la an a devenit mai atractiv în zona noastră, de acolo, din bazinul geografic de unde ne recrutăm absolvenții. Cea mai bună reclamă, știți cum este, este mereu bazată pe o experiență și prin... Degeaba noi facem reclamă la televizor sau în ziare, dar cea mai bună, și am observat, cea mai bună metodă de a ne face cunoscuți și de a ne crește cifra de școlarizare este prin exemplele pe care elevii noștri le dau celor mai tineri decât ei, și am sesizat acest lucru de fiecare dată când am mers cu oferta educațională să o promovăm în școli gimnaziale și am luat și elevii cu noi să le prezinte viitorilor absolvenți de școală gimnazială și viitorilor liceeni, să le spună din punctul lor de vedere care sunt avantajele pe care le oferă liceul nostru și care este mentalitatea, ca să zic așa, un pic diferită față de alte licee, și cred că pe undeva multitudinea de proiecte europene la care am participat și schimbul ăsta de bune practici, mereu pe unde am fost am văzut câte ceva nou și deci inovator, am încercat să includem și în școala noastră aceste bune practici, tocmai pentru a crește, așa cum vă spuneam, gradul de atractabilitate în rândul absolvenților de gimnaziu. Apropo de acest lucru, vorbeam, de fapt, în debutul acestei emisiuni despre faptul că există oportunitatea acestor proiecte. Unde au fost în ultimii ani elevii de la Țicleni ca să se formeze? Unde vor merge în perioada următoare? Cred că n-am spus prea multe la început. Da, cred că mi-ar fi mai ușor să spun unde n-au fost sau unde nu se vor duce. Interesant, da. Fiindcă, cu excepția țărilor nordice și, să zic, a câtorva țări, altor țări din Uniunea Europeană, au cam fost peste tot, deci am avut proiecte cu foarte mulți parteneri din țările din Uniunea Europeană și nu numai, că mai sunt țări participante la programul acesta Erasmus și Turcia și fostele țări iugoslave. În special partea de practică am avut în Portugalia, unde e foarte bine dezvoltat segmentul ăsta, așa cum vă spuneam, de școală profesională practică, și sunt foarte multe parteneriate, așa cum sunt și la noi cu companii private, unde elevii efectiv își desfășoară practica. Iar în
în schimburile de experiență în parteneriatele strategice pe care le-am avut. De curând am finalizat un parteneriat strategic unde a fost coordonatoare o școală din Grecia, având parteneri din, pe lângă noi, pe lângă școala noastră, și din Polonia, Italia, Turcia, Ungaria și Bulgaria. Acum, de exemplu, parteneriatul pe care îl derulăm în acest an școlar, din el fac parte școli din Italia, din Portugalia, din Ungaria și din Turcia. Cele 7 proiecte de care vă spuneam și în care ne punem foarte mare bază și încredere pentru anul școlar următor, de fapt pentru anii școlari următori, că se derulează pe 2 ani, în fiecare parteneriat există între 4 și 5 parteneri din toate țările Uniunii Europene, ceea ce înseamnă, făcând o simplă mulțire, undeva în jurul a 35 de parteneri de școli din țări din Uniunea Europeană, precum și țările afiliate sau în curs de integrare în Uniunea Europeană. Vă spuneam, cred că este principalul punct foarte pe care școala noastră îl are, deschiderea aceasta către Uniunea Europeană, către sistemele de învățământ din țările Uniunii Europene, pentru că am observat și în rândul elevilor, dar și în rândul profesorilor, un singur astfel schimb de experiență îți schimbă atât viziunea, cât și mentalitatea, cât și modul de abordare a sistemului educațional și a finalității lui până la urmă, fiindcă de multe ori noi nu reușim să vedem pădurea de uscături și ne cramponăm de tot felul de probleme sau de așa zise probleme pe care ni le punem singuri ca și obstacole. Eu zic că cel mai important lucru este ca elevii să conștientizeze că fără o bună pregătire a lor, și aici nu vorbesc doar de notele și mediile sau rezultatele pe care le obțin la concursurile naționale, dar pur și simplu pregătirea, practic asta înseamnă pe undeva nivelul liceal, vine să completeze competențele pe care le deprind până, de obicei, generale, până la școala gimnazială și vine să, ca să zic așa, vine să le completeze aceste competențe și să le scoată la suprafață abilitățile de care dispun, să le pună în valoare și să reușească sistemul de învățământ să facă din tinerii absolvenți de liceu persoane capabile să-și găsească un loc în societate cât mai bine și cât mai sus. Altcineva întreabă dacă n-ați luat în discuție sau da. Așa zice, dacă n-ați luat în discuție oportunitatea înființării claselor de învățământ dual la Țicleni. Am discutat cu cei de la Expert Petroleum oportunitatea acestui învățământ dual, având în vedere facilitatea în plus pe care o aduce prin bursele pe care le acordă și agentul economic. Pentru anul școlar următor, noi am propus învățământ profesional pur, clasic, așa cum este el, subvenționat de stat în totalitate și cu acea bursă profesională de 200 de lei, de 2 milioane de lei vechi pe lună și cu posibilitatea realizării practicii comasate la agentul economic. Deocamdată suntem în discuții, așa cum vă spuneam, încă nu au fost de acord să subvenționeze aceste clase de profesională, agentul economic din zonă, dar speranțe foarte mari ne punem în cei de la OMV, de la Petrom OMV, care la nivel național subvenționează 3 astfel de clase profesionale în țară, așa cum vă spuneam, la Pitești și la Moinești și la Târgoviște au o clasă. Deci ar fi loc și la Țicleni. Atunci când s-a făcut o ierarhie, acum vreo 4 ani de zile, când s-au înființat școlile profesionale, cei de la Petrom au făcut un studiu în țară și au clasat din cele 12 licee, școli profesionale pe care le-au vizitat, mă rog, și le-au cuantificat după cerințele dânșilor, Liceul Tehnologic Țicleni pe locul 5. Neavând fonduri decât pentru primii 3. Noi acum sperăm ca, dacă vor veni din nou către noi, să găsească
schimbările pe care le-am făcut în ultimii 4-5 ani de zile și să-și dea seama că există o oportunitate în zonă, nefiind niciun alt liceu în Oltenia, așa cum vă spuneam, celelalte sunt în partea centrală, să reușim să-i determinăm să ne aprobe și nouă măcar o clasă de profesională, așa cum au la celelalte 3 din țară, unde plătesc pe lângă burse de 500 de lei pe lună, au facilități de echipament, cazare gratuită, masă. Pentru acest lucru, așa cum spuneam, ne pregătim. Suntem în momentul în care facem licitația pentru proiectare și execuția campusului. Cred că va dura cel puțin anul acesta calendaristic, dar undeva în timpul anului școlar următor să putem să dăm deja drumul la cazare și să putem să venim cu acest lucru în întâmpinarea agentului economic, în întâmpinarea celor de la OMV, să ne poată și pe noi subvenționa, fiindcă ar fi un real câștig pentru toți absolvenții de școli gimnaziale din zonă. De asemenea, pe lângă sprijinul pe care îl avem din partea celor de la Petrom, noi încercăm să, așa cum vă spuneam, să motivăm elevii atât de la școlile profesionale cât și de la învățământul tehnologic prin aceste stagii de pregătire practică pe care le efectuează în străinătate. Și anul acesta am depus astfel de proiecte, sperăm să se aprobe cât mai multe pentru a-i trimite la calificări. Foarte multe oportunități. Dar săptămâna trecută a fost simularea bacalaureatului. Cum stăm? Că bănuiesc că s-au făcut și corecturile. S-au făcut astăzi, chiar înainte să vin la noastră la emisiune, astăzi s-au introdus în SIR, baza de date, da, în SIR, rezultatele. Încă nu am vrut să iau statistica, încă nu am o statistică exactă a notelor și a mediilor obținute de elevii de clasa a 12-a și de cei de la clasele a 11-a, cei care au susținut această simulare, dar din câte știu din anii precedenți, de obicei nu sunt atât de relevante aceste simulări. În ce sens? Gradul de dificultate a subiectelor în fiecare an este mult mai ridicat decât cel de la examenul propriu zis de bacalaureat din vară sau din toamnă. Elevii încă nu pun accent, având în vedere că mai au timp până în iulie. Mai scurc altă dată, da. Mai scurc altă dată, totuși. Și am observat că de fiecare dată procentul de la simulare a fost mai mic decât procentul de probabilitate din vară de la bacalaureat. Pentru noi a fost o premieră faptul că pentru cei de clasa 11 am organizat simularea, așa cum spuneam, la aceste probe de istorie și de geografie a României. Și chiar stăteam de vorbă cu profesorii de la cele două discipline, sunt încrezători și remarcă un ca să zic așa, o apetență mai mare față de cele două discipline în comparativ cu matematica. Deci notele de la matematică sunt mult mai mici decât cele de la istorie și geografie. Da, e o problemă și la nivel național chiar, ca să nu mai vorbim, da, la nivelul localităților, faptul că matematica ridică probleme, adică la simularea, la evaluarea națională, doar o treime dintre copiii din toată țara au trecut la matematică. Da. Și atât la liceu e aceeași problemă și știm că în fiecare an bacalaureatul este picat de proba de matematică. Dar asta este, ne aflăm pe sfârșit de emisiune. Nu ne rămâne decât să vă urăm succes în ce urmează, pregătire pentru bacalaureat, admitere și toate celelalte și cu siguranță ne vom mai întâlni în acest segment editorial. Și eu vă mulțumesc pentru invitație încă o dată și sper să revenim după aflarea rezultatelor atât la evaluarea proiectelor pe care le-am depus, cât și la evaluarea probelor de bacalaureat, să venim cu vești cât mai bune, să obținem, de data aceasta ne-am propus un procent peste 50%. Sunt cam în aceeași perioadă, da, în vara acestui an. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană, domnul Mihai Strate, directorul liceului din Țicleni. Mulțumim pentru atenție, la revedere! La revedere! Thank you.